Mulți știu despre megalodoni, dar puțini au auzit despre cioale roșu, iar printre altele, el era mult mai periculos decât ruda sa obișnuită. Care erau caracteristicile lui deosebite și de ce anume el era regele oceanului? Acum veți afla. În acest episod o să vă povestesc de ce megalodonul roșu era periculos și vă voi arăta cele mai înfiorătoare creaturi preistorice ale planetei. Așa că puneți un like și să începem! Megalodonii, acești prădători uriași au fost cândva cele mai periculoase animale de pe planetă. În jurul lor există multe teorii și legende care ne povestesc despre orori inimaginabile. Conform uneia dintre ele, era cel mai mare prădător pe întreg globul. Nu exista nicio altă creatură mai masivă decât el. De aia, în perioada existenței sale, mereu se afla în vârful lanțului trofic. Într-o oarecare măsură era adevărat, fiindcă mărimea monstrului într-adevăr era incredibilă. În lungime, cel mai mare reprezentant al speciei putea ajunge la 15-20 de metri, cântărea până la 47 de tone. Astfel, Megalodon intră în lista celor mai mari prădători acvatici din istorie. Megalodonii se împart în gri, care sunt cei mai mari, și cei de mări medii, roșii. Pentru comparație, cu violet este marcat rechinul balenă, iar cu alb, marele rechin alb. Și probabil că gri ar trebui să fie cel mai periculos, fiindcă este cel mai mare și se poate ușor descurca cu dușmanii. Sau nu? Ei bine, conform uneia dintre teorii, indiferent de cât de mari n-ar fi fost megalodonii gri, cei roșii erau cu mult mai periculoși. În primul rând, erau mai rapizi și mai agili, ceea ce le permitea să evite cu ușurință mușcăturile străine și să le provoace pe ale lor. În al doilea rând, datorită vitezei lor, smulgeau deseori prada chiar și de la megalodonii gri, care pur și simplu nu reușeau să înțeleagă ce se întâmplă. În același timp, cei roșii aveau dinți și fălci la fel de puternice ca și la rudele lor gri. Acum vedeți un dinte de megalodon care ajungea la 20 de centimetri și atât de așa colț enorm era plină toată gura lor. Încă un motiv pentru care megalodonii roșii erau periculoși e faptul că se adunau adesea în grupuri și destul de des atacau anume așa. Din cauza asta, deseori cutreierau apele, fiindcă în timpul vânătorii în grup, mâncarea se termina foarte rapid. Putea să existe cineva mai periculos decât megalodonii? Desigur, chiar dacă ei erau monștri adevărați ai timpurilor în care trăiau, de-a lungul istoriei existenței planetei, pe ea au trăit și alte creaturi care puteau să concureze cu acel rechin teribil. Haideți să ne uităm la ei! Primul pe listă este crocodilul. Oamenii de știință au aflat că crocodilii pe care îi cunoaștem noi astăzi au cele mai mici dimensiuni în tot timpul existenței lor. Imaginați-vă un crocodil obișnuit și tot pe el, doar că de câteva ori mai mare. Probabil că așa era Sarcosuchus, un crocodil străvechi uriaș. Ajungea la 12 metri în lungime și cântărea aproximativ 8 tone. Având în vedere puterea fălcilor crocodililor contemporani, nu e greu să ne imaginăm cât de puternici erau fălcile celor preistorici. Apropo, doar însăși gura unui Sarcosuchus avea vreo 150-20 de centimetri, ceea ce e comparabil cu înălțimea unui adult. Această gură enormă era presărată cu sute de dinți ascuțiți, care odată închisă nu-și mai elibera victima niciodată. Datorită acestui fapt, Sarcosuchus deseori se delecta și cu dinozauri. Quetzalcoatlus este o pasăre străveche care seamănă cu pterodactilul. Pericolul ei constă în faptul că, cât de ciudat n-ar suna, poate zbura. Dacă omul ar fi trăit în perioada dinozaurilor, această păsărică ar fi prezentat pentru el o amenințare mai mare decât megalodon. Cel puțin fiindcă puțin probabil că omul s-ar fi văzut des cu un monstru marin. De la Sarcosuchus puteai să încerci să fugi, dar iată că de la Quetzalcoatlus, fuga nu te-ar fi salvat. Ar fi trebuit să te oprești și să lupți. De la prima vedere pare a fi un pterodactil, dar există o diferență. Anvergura aripilor ajungea la 15 metri, ceea ce e de două ori mai mult decât un pterodactil mare. Anume, datorită acestui fapt, pasărea enormă putea să accelereze la viteze incredibile, iar asta îi garanta succes în vânătoare. În istorie este cunoscut drept cel mai mare animal zburător în rând Aramborgiana și Hatzegopteryx. Liopleurodon este unul dintre cei mai temuți prădători ai perioadei jurasice.
Despre el, oamenii au auzit prima oară în 1873, când în Franța au fost găsiți 3 dinți, fiecare dintre ei de aproximativ 10 cm în lungime. Ei populau oceanele la fel cum o fac acum rechinii. Lungimea unui Leopleurodon era de aproximativ 7 metri, cu greutatea de mai mult de o tonă. Cu înotătoarele lungi și plate, puteau să înoate distanțe lungi, ceea ce era extrem de important când își urmăreau victima. Putea de asemenea să accelereze când îi cereau circumstanțele. Dieta lui era constituită de pești mari, crustacee, reptile și chiar și rechini. Acești pești respirau oxigen prin gură, ca animalele terestre, de aia din când în când erau nevoiți să iasă la suprafață după o gură de aer. Se presupune că trăiau în principal în marile Europei și Americii de Sud, fiindcă fosilele lor au fost găsite anume în aceste părți ale lumii. Basilosaurus. Acest gigant marin, numele căruia se traduce din greaca veche ca șopârla regală, de fapt e o balenă veche, care a trăit cu 45-36 de milioane de ani în urmă. Deși prin aspectul său pare a fi un hibrid dintre un șarpe și un crocodil uriaș, bot alungit cu gura dințoasă și un corp la fel de lung, lungimea căruia ajungea la 21 de metri la mascul și 18 metri la femele. Din cauza anomaliei sale speciale, Basilosaurus se deplasa prin apă cu mișcări văluroase, ca anghilele, doar că pe plan vertical. Încă o caracteristică interesantă erau picioarele lor rudimentate de aproximativ 60 de centimetri. Scheletul acestui monstru antic a devenit cheia misterului apariției mamiferelor în apă. Datorită picioarelor rudimentate, oamenii de știință au înțeles că după apariția mamiferelor pe uscat, una dintre ramurile evoluției și-a chemat reprezentanții înapoi în ocean. Drept urmare, au apărut balenele pe care le știm astăzi. Basilosaurus este un fel de confirmare a acestei teorii și a teoriei evoluției, adăugând în puzzle încă un detaliu lipsă. Spre deosebire de fraților contemporani, basilosaurusii nu puteau să se laude cu organe de ecolocare. Acești prădători se găseau în toate oceanele calde ale pământului și vânau prada mare, inclusiv și alte balene. Unii zoologi presupun că mici populații ale acestor animale pot să existe și în ziua de azi și că anume această balenă este confundată de martori cu un șarpe marin. Știința nu cunoaște rămășițe de Basilosaurus, mai tineri de 37 de milioane de ani. Paraceratherium este o specie dispărută de rinoceri fără coarne. Era cel mai mare mamifer terestru care a existat și a trăit pe Terra cu 30-20 de milioane de ani în urmă. Primele fosile au fost găsite pe teritoriul Pakistanului de astăzi, iar restul în toată Eurasia, între Balcani și China. Dimensiunile exacte nu se cunosc din cauza elementelor lipsă din schelet. Se presupune că lungimea era de aproximativ 7,5 metri, iar greutatea de la 15 la 20 de tone. E cel mai înalt și cel mai greu mamifer terestru. Stilul lui de viață seamănă cu mamiferele mari moderne, precum elefanții sau rinocerii. Datorită dimensiunii, practic nu avea dușmani și se hrănea în principal cu frunze, plante moi și tufișuri. Deci nu e straniu că nu avea corn. Un factor interesant. Mașinile Imperiului din Star Wars au fost inspirate din aspectul și biomecanica Paraceratherium. Iată așa contribuție au adus în cultura pop acești giganți antici. Să ne întoarcem la eroul principal al acestui episod. Deși e clar că Megalodon nu putea să ajungă până în zilele noastre, pe internet tot apar videouri, autorii cărora afirmă că în ele este rechinul străvechi, dar ce dacă pe fundul oceanului chiar este ceva? Jacques Cousteau, un celebru explorator al oceanului, odată, în timpul unei expediții, a observat o creatură de 10 de metri. Alt călător celebru, Thor Heyerdahl, a povestit o istorie despre cum noaptea în largul coastei Peru, de la o adâncime mare, a auzit un zgomot ciudat, care l-a speriat. El s-a ridicat și a văzut că sub apa bărcii a notat ceva luminos și uriaș. Nimeni dintre martori nu a reușit să examineze cu precizie monstrul, dar în general descrierea e următoarea. O creatură uriașă de cam 300 de metri în lungime. Emite niște sunete a naibii de înfiorătoare. Corpul luminează un pic. Posibil că această creatură este un blup? Așa se numește sunetul înregistrat de mai multe ori de Administrația Americană de Cercetare a Oceanelor și Atmosferei în vara anului 1997. Sunetul ciudat pe care îl descriau și Cousteau și Heyerdahl seamănă cu ceea ce au înregistrat hidrofoanele. Iată rezultatul.
Acest blup vine de la o adâncime mare, seamănă cu sunetul emis de balene, dar nicio balenă nu poate fi sursa unui sunet atât de tare. Nu există nicio dovadă că era emis de o creatură vie, însă în același timp nu există nicio alte explicații logice. Mulți experți au ajuns la concluzia comună că monstrul uriaș există și găsirea lui e doar o întrebare ce ține de timp. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii voi cum credeți au existat acești monștri. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!